folosesc și la altele. L-a dezinfectat, sterilizat, curățat, inclusiv apa pe care o beau în fiecare zi. Pentru mine asta e o măsură, are 750 de mililitri și o beau în fiecare zi. Și îi dăm drum. Haideți să vedeți frumusețe. Ei, imaginați-vă că apa, în timp ce noi vorbim, devine pură. Aerul, mâncarea, alimentele, tot ceea ce tratez cu ajutorul imunocubului meu, devin mult mai curate și mai sănătoase. Am simțit-o, repet, pe pielea mea. Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Bună seara, Florentina. Mă bucur că suntem astăzi în ajun de zi atât de importantă, în ajun de solstițiu, în ajun de sărbători. Sunt bucuroasă că suntem împreună. Deschidem așa săptămâna sărbătorilor. Chiar da, chiar o începem. Păi? Chiar o începem. După o lună plină de ieri, înainte de solstițiu, înainte de o zi mare și semnificativă pentru noi, pentru românii, înainte de o zi care semnifică și un centenar de la niște evenimente trecute pe un 21 decembrie și care semnifică și niște ani trecuți de la cel din 89. Uite, și deci cum îmi spunea, că... auzi, îmi spunea contele, îmi spunea Cornel săptămâna trecută că este și o încheiere de karmă. Este, este. Exact asta vroiam să povestim și noi astăzi. Da. Și de ce și cum. Deci cum se petrece și cum astăzi, săptămâna viitoare, când începem iarăși o săptămână după Sfintele Sărbători de Crăciun, le deschidem tot noi și pe urmă, după Revelion, tot la fel. Deci chiar aș vrea să povestim, să venim cu un alt set de informații și alte puncte de vedere care să ne ajute să ne deschidem mintea și să reacționăm conform a ceea ce este cel mai potrivit și ceea ce e sustenabil în perioada aceasta de solstițiu și de apropierea sărbătorilor, pentru că e bine de știut că solstițiu nu este o zi oarecare și că ea în mod real produce niște schimbări. Multă lume de-a lungul timpului a tot citit despre schimbările pe care le aduc fie portalurile, fie zilele de sărbătoare, fie solstițiile sau echinocțiile. Mai puțină lume însă este atentă la reacțiile fizice care se produc, pentru că nefiind fizice, ele, toate aceste evenimente produc niște modificări cuantice, subtile. Ele nu pot să fie percepute cu simțurile noastre fizice. Însă realitatea este că de câte ori se produce câte o astfel de mișcare cuantică, se produc efecte în fizic. Nu sunt așa. Cum aprindem, punem întrerupătorul, aprindem și se aprinde lumina în cameră. Însă ele lucrează la nivel subtil atât în structurile noastre, cât și în structurile planetare. Deci vorbim de solstițiu ca dată importantă la nivel planetar, nu este doar pentru România sau pentru români. Toate modificările, toate trecerile acestea ne ajută să facem schimbări. De data asta este vorba despre închideri. Solstițiu este cel care ne anunță perioada aceasta de iernat, de întunecat și de finalitate. Deci ceea ce avem noi de făcut în perioada care urmează este să începem să devenim conștienți că ne apropiem de un punct terminus, pentru că, spuneam, deci au fost și în urmă cu niște decenii și în urmă cu un secol evenimente pe aceeași dată. Nu, e vorba că decembrie pentru noi este o lună foarte importantă. Chiar pentru noi, pentru români, decembrie este o lună care schimbă destinul țării. Da. Aș putea spune că este acest 21 decembrie, este ziua în care începe, și nu-s cuvinte mari, sunt concluzii trase de cei care fac astrologie, numerologie, cei care folosesc tarotul ca să afle ce se va întâmpla mâine. Este
o zi în care națiunea română chiar poate să renască din propria cenușă, ca pasărea Fenix, știi? Dar ca orice renaștere va fi grea, ca orice naștere va fi grea, vom avea probabil că multe de tras, dar cu siguranță, și eu simt asta din tot sufletul meu, cu siguranță o să fie mult mai bine și vom reuși poate pentru prima dată după multe sute de ani să fim pe drumul nostru. Cu adevărat pe drumul nostru, nu doar ca națiune, ci și ca umanitate. Și aici este și subiectul pe care vreau să-l dezvoltăm în aceste trei întâlniri ale sărbătorilor, dinainte, la mijloc și după sărbătorile de iarnă, sărbătorile reprezentative, că e o lună plină, începem cu Moș Nicolae, deci tot avem sărbători și mulți fiind în luna decembrie. Deci ce este de făcut în această lună este să înțelegem, asta vreau să facem în primul rând, să înțelegem modul în care se produc cauze și efecte, acțiuni și reacții. Pentru că înțelegându-le vom putea să ne cizelăm și să producem o alchimizare în modul nostru și de a gândi și de a ne comporta și de a trăi, de a înțelege viitorul care se deschide luminos, dar pe care va trebui să-l alegem. Pentru mine este o dată importantă, încă o dată, pentru manifestările care vor fi și sunt susținute de acest solstițiu și sunt susținute și de oamenii care încep să se trezească din ce în ce mai mult și mai frumos și să reacționeze tot mai pozitiv, tot mai cu putere pe care să o păstreze, să mai puțin să o păstreze și să se schimbe în interiorul lor, în deciziile pe care le iau și practic să schimbe viitorul. Pentru că acesta este punctul. Întotdeauna după un final vine o renaștere, vine un nou început. Avem de încheiat acest capitol și după aceea putem să începem un nou model de viață. Cu adevărat. De aceea aș dori tuturor să fie foarte prezent, foarte atent și să facă schimbarea. După acest solstițiu, după data de mâine, pentru mâine e bine să ne rugăm că, fiind o zi de solstițiu, la meditație chiar o să vreau să împuternicim ziua și România cu cele mai frumoase energii și în continuare aș sugera ca fiecare dintre noi să aibă grijă ca în această perioadă să încerce, să se străduiască, nu să încerce, să se străduiască, să aibă gânduri bune și frumoase și trăiri frumoase și să aleagă partea de bine. Înțelegând că atâta vreme cât ne gândim la partea întunecată, vedem numai rău în jur, vedem numai suferința, durerea, lucrurile întunecate, neplăcute, le potențăm, dar trăim și efectele lor. În momentul în care noi reușim să ne recalibrăm și să ne gândim la variantele frumoase, să ne bucurăm de ceea ce se întâmplă, să ne bucurăm de anii câteva clipe și m-am bucurat ca un copil. Deci să ne bucurăm de toată frumusețea care e în jurul nostru, atunci putem să schimbăm, pentru că modul în care noi conceptualizăm viața este modul în care ea se va manifesta. Și am mai povestit noi despre filme și creații literare, SF-uri cu construcții ale unui viitor plin de suferință, plin de dominație, plin de ființe monstruoase care veneau și doreau să dețină o dominație planetară, universală și așa mai departe. Lucrurile acestea au umplut seriile în fața televizoarelor, dar au produs și efecte. Deci noi le-am luat doar ca pe un timp pe care îl traversăm
oarecum distractiv, oarecum într-o noutate care trezește adrenalina. Au fost niște noutăți care nu erau noutăți, care erau vechi și care au tot fost în vederea noastră, dar nu le-am văzut, deși erau la vedere, nu le-am văzut pentru că ceea ce este ascuns se ascunde întotdeauna la vedere și este greu de văzut pentru că suntem atât de obișnuiți cu ceea ce vedem mereu încât nu băgăm de seamă și nu dăm valențele reale lucrurilor pe care le vedem. Și aceste lucruri, iată, sunt parte din prezentul nostru și traversăm ceea ce cu toții am potențat să fie. De ce? Aș vrea ca acum să povestim, chiar o să vreau să povestim puțin despre modelele de tranziție și despre modelele diferențiale, diferite de fapt, între cele două lumi care sunt acum în tranziție. Deci între dimensiunea pe care o părăsim și dimensiunea în care intrăm. Este lucru pe care aș fi vrut să-l povestesc din start la începutul jocului nostru planetar, însă în momentele când am început noi jocul ar fi părut utopie. Mai mult ar fi fost puțin greu de înțeles și de acceptat și greu de înțeles cum se poate face. Dar acum putem, avem toate detaliile, toate poveștile noastre, toate discuțiile noastre de-a lungul lunilor, au crescut foarte frumos ascultătorii noștri și chiar îi felicit din suflet pentru participare, pentru conștiinciozitatea cu care stau și ascultă, mai pun întrebări, mai vin deja la tabere, la constelații și dau replică, au înțeles, s-au schimbat în mod real. Asta este minunat și mulțumesc lui Dumnezeu că a făcut posibil, îți mulțumesc ție că faci posibil și sunt convinsă că toate se întâmplă în formula cea mai frumoasă mulțumesc, și de bine. Mulțumim ție că ne împărtășești toate aceste lucruri. Cu drag, eu... Ne-ai deschis ochii. Păi... Eu asta sunt setată să fac și... Și mă bucur. E cu tot dragul. Vreau să povestim puțin așa despre cum reacționăm noi și de ce avem anumite reacții. Și presupun că o să facem tot sub forma jocului nostru cu întrebări și cu răspunsuri, pentru că aș vrea ca acum să povestim din prisma noastră umană cum am reacționat la anumite lucruri și data viitoare să povestim puțin la un alt nivel ca să înțelegem de ce se fac așa. Sau, dacă vrei, putem să începem de la alt nivel și pe urmă să coborâm la nivelul uman să vedem reacțiile noastre. Cum ai inspirație, așa facem. Ok, ok. Păi s-ar putea să le amestecăm puțin. Ok. Bun. Deci, așa ca un memento, e vorba de creația noastră, creatorul nostru care ne-a făcut, care a creat un spațiu al armoniei și echilibrului, a creat oameni, întâi pe bărbați, apoi pe femeie, și a creat și interdicția, care a fost... luată și transferată într-o formulă diametral opusă. Acum, un om, tu, dacă cineva spune, poate să fie cineva cu autoritate, în cazul ăsta era vorba de ființa care avea autoritate, îți spune un lucru și vine altcineva care are autoritate asupra ta, dar nu la fel ca și prima persoană, și spune același lucru însă diametral opus. Care este prima reacție pe care o ai? Deci afli de la ființe care au autoritate două versiuni diametral opuse legate de același lucru. Care ar fi reacția primă? Păi, hai să spun așa, în jurnalism, ca să poți să tragi o concluzie, trebuie să ai trei surse. Da. Încerci să te interesezi și să afli și o altă părere. Iar apoi procesezi și vezi care este, de fapt, îți formezi propria opinie. Propria părere, exact. Da.
niciodată nu e nici de o parte, nici de alta lucrurile de bune. Și eu cred că în anii ăștia am cam învățat să citim printre rânduri și să ne formăm singuri părerea noastră. Exact asta era, de fapt, ținta. În momentul în care ascultăm două păreri contradictorii, prima reacție este o stare de confuzie. Ascult dreapta sau stânga? Cine are dreptate? Cine vrea binele? Care variantă mă ajută? Dar astea sunt deja gândite după. Primul moment este confuzia. Ce să fac? Pe urmă, care îmi place? Deci fac o analiză. Îmi place stânga sau îmi place dreapta? În cazul biblic a fost analiza cu ce îmi place. Deci merele frumoase de privit și bune la gust. Și bune să deschidă cuiva mintea. Deci atunci erau teribil de atrăgătoare. Varianta în care s-a născut ego-ul și n-am mai luat în seamă o interdicție care însemna un program definitoriu al existenței, ci s-a intrat în cu totul și cu totul alt program. Este ceea ce noi acum am numit o linie de o schimbare a liniei temporale. Pentru că una ar fi fost programul în care se exista și s-ar fi trăit în armonie și hrana ar fi fost culeasă din natură, care o dădea cu generozitate, și altceva a fost ceea ce a însemnat programul pe care l-a început umanitatea de a-și câștiga hrana cu trudă. Este schimbare, una dintre schimbările definitorii. Deci dacă înainte oamenii aveau de învățat fără să traverseze suferințe și fără să muncească, se hrăneau, dar se hrăneau în mod natural, cum fac și animalele, iau ceea ce le oferă natura și oamenii tot la fel se hrăneau cu ceea ce le oferea natura, nu aveau de muncit, nu aveau de produs, nu aveau de făcut acumulări, nu de plătit impozite și taxe, nu de plătit credite și nu de trăit într-un mod nenatural departe de ființa lor. Deci această cunoștință a binelui și a răului a produs în primul și în primul rând desprinderea de sine. Desprinzând ființa de propriul sine, de modul firesc de viață și de existență pe care îl avea și implementând un nou program de existență, s-au dus toate într-o altă direcție. Deci existența s-a dus spre suferință și se manifestă printr-o muncă continuă conform blestemului ca omul să-și câștige pâinea, hrana, cu trudă. Pământul se dea cu greutate și el să câștige cu trudă. Ce am putea să facem într-o astfel de variantă? Dacă blestemul ăsta a fost să se câștige hrana cu trudă și noi constatăm acum că e cam greu și că sensul vieții noastre nu este neapărat câștigul hranei, ci ar putea să însemne, uite, întâlnirea, învățarea de noțiuni deosebite, conștientizările care produc modificări fenomenale în structura noastră. Ce am putea să facem în momentul ăsta, conștientizând că, de fapt, noi nu am fost făcuți ca să muncim la infinit și să stăm să muncim până la N ani, și urmă să zicem când ajungem la pensie obosit și așa, hai să încercăm să ne ducem undeva la munte și să trăim două zile și pa. Sau, mă rog, cât poate fiecare, cât are zile. Ce am putea face noi ca să schimbăm asta? Păi, în primul rând, ar trebui să ne schimbăm percepția despre viață. Perfect. Trebuie să știm de ce am venit. Care este rolul nostru, rostul nostru pe acest pământ? Că doar nu am venit să muncim, să avem câte 40 de ani de muncă, o carte de muncă și trei lucruri strânse. Da, nu asta este ideea. Pe urmă, un consum de pensie ca să se considere că suntem niște consumatori, eventual, pentru că au fost făcute, e o idee bună cu pensionarea și cu un venit după perioada în care omul nu mai poate să lucreze și are nevoie și de o pauză, dar pe de altă parte, pensia a ajuns singura perioadă din viață în care putem să ne bucurăm de noi. Dacă ne ajută Dumnezeu și reușim să o prindem și să fim și într-o stare de sănătate bună. Da. Pentru că altfel, na. Dar toate pleacă... Întotdeauna de acolo pleacă. Știi? Întotdeauna de acolo pleacă. Deci dacă noi înțelegem, deci dacă luăm pe structura actuală
a unui traseu de viață, de la naștere, creșă, grădiniță, școală, liceu, facultate, fost, post, post, serviciu, familie, credite și așa, toate sunt pe repede înainte și fără pauză între ele. Sigur. Fără pauza de a ne tot identifica. Te împovărează atât de tare încât n-ai timp să te bucuri de ele. Exact. Știi? Când avem timp să ne bucurăm de noi. Când îți plătești datoriile, deja este prea târziu să te mai bucuri. Te bucuri pentru cel care vine după tine. Dar vine într-un același model de viață și de existență, în care fiecare zi este o zi dăruită unui sistem social, unor modele de existență care nu îl duc neapărat spre sine. Și atunci, ca să se poată ajunge la sine, ar trebui să se facă ceva. Da, Einstein spunea că dacă facem un lucru în același fel, hai să zicem că e copilărie să așteptăm un alt rezultat. Da? Adică nu avem cum să mergem pe același traseu și în același mod de gândire, în aceeași paradigmă și să așteptăm ca lucrurile să fie altfel. De aceea e nevoie ca primul lucru pe care e nevoie să-l facem este să schimbăm modul de a gândi. Da? Sunt oameni care ajung la pensie, cunosc multe persoane. Au început să se bucure că s-au mutat de la oraș în zone rurale și se bucură de natură, se bucură că se pot plimba. Mulți au început să-și facă grădinițele lor cu flori, cu zarzavaturi, cu ce vor ei acolo și să se bucure de fiecare rod și să trăiască altfel. Dar exact ceea ce spuneai, foarte importantă e starea de sănătate și timpul pe care îl mai avem de parcurs. Timp care de acum încolo o să crească pentru că se schimbă și aici este un parametru care se schimbă la 180 de grade și nu o să ajungem la Matusalem mici de la început, însă o să crească durata de viață. Deja sunt semne. Și o să se poată trăi, dar important este cum. Adică să trăim frumos, nu să nu ne trăim, ceea ce am tot spus noi în timpul discuțiilor noastre. Și atunci ar trebui să ne gândim așa. Dacă constatăm că, de fapt, trăim în exteriorul nostru, fără să fim prezenți în ființa noastră, în sinele nostru, în trăirile noastre și să spunem, da, săptămâna asta am chef să mă duc la munte, bun, mă duc la munte. Ce fac cu serviciu? Deci nu pot să mă duc dacă vreau să mă duc la munte și am chef să mă duc la munte sau am nevoie să mă duc la munte și lucrez și am niște îndatoriri. Ziua asta aș vrea să fac o plimbare. Pot să fac plimbarea dacă este ziua mea liberă. Deci dacă eu îmi doresc în alt timp decât în ziua liberă, nu se poate face. Bun. În condițiile în care noi constatăm că nu suntem exact în consens cu noi și cu ceea ce avem noi nevoie. Așa cum ai spus, schimbarea pe care o avem de făcut este în modul în care percepem și aici e nevoie să punctăm puțin, să ne percepem pe noi, da, ca niște ființe care trăiesc cu un scop, trăiesc să învețe niște lucruri, trăiesc să evolueze, trăiesc să se simtă mai bine și trăiesc să creeze un viitor mai frumos. Avem de schimbat percepția vis-a-vis de cei din jurul nostru care nu sunt și nu au fost niciodată cei care ne-au vrut rău. Deci ne gândim, în psihologie sunt foarte, foarte multe terapii axate pe traumele din copilărie. Este de foarte multe ori reacția de critică vis-a-vis de părinți că au fost într-un fel, că nu au simțit, că n-au ascultat, că n-au înțeles copilul, că n-au înțeles vremurile, că este diferența dintre generații cu conceptiile care nu sunt întotdeauna în consens și se creează un model de a vedea în exterior o influență negativă. Ori nu este negativă, nu este așa. Pentru că ne-am ales părinții pe care noi ne-am ales din ceea ce ni s-a oferit. În general, ce am văzut sunt câteva alegeri. Eu am avut 4 alegeri.
Așa mai văd 4-5 alegeri în funcție de ce posibilități sunt la momentul în care ar trebui să vină copilul la viață. Deci, funcție de alegerile pe care le facem, sunt și lecțiile pe care le avem, dar ele întotdeauna se pliază pe matricea noastră, pentru că nu o să, știu și eu, dacă într-o viață avem de făcut balet sau pian sau ceva artă, o să alegem un cuplu de părinți care să ne direcționeze sau să ne ofere posibilitatea sau să ne creeze ceva care să ne ajute ca la un moment dat să ne orientăm spre ceea ce avem de făcut în viața respectivă. Deci nu o să fie cineva care să fie dintr-un domeniu total altul sau într-o lume în care nu există așa ceva. Și dacă am ales părinții, am ales pe cei de care aveam nevoie. Este unul dintre pașii cei mai importanti. Am făcut noi la un moment dat și meditația iertării părinților și am făcut cu mama și am sugerat să se lucreze pe meditație similară și cu tatăl și toți antecesorii de parte feminină și masculină, ca să se poată limpezi relațiile cu cei din trecut. Pentru că ei, de fapt, nu au venit să ne facă rău, ei au venit să ne susțină evoluția. Pentru că între noi există compatibilități ale programelor de studiu, de lecție pe care le avem de făcut. Și cred că cel mai bine ne-ar susține să înțelegem, a circulat o sintagmă foarte elocventă într-o perioadă și o repetăm acum, aici suntem la școală. Da? Deci tot ceea ce se petrece aici este o școală în care învățăm și învățăm de la persoanele care ne dau viață, deci de la părinții noștri, în primul rând copiind informații din geneză, din genetice, apoi învățând comportamente prin mimetit, ne uităm la ei ce fac și preluăm din comportamente, din vorbire, din atitudini, din diverse. Și apoi de la ceilalți din jurul nostru, care pot să fie rude, prieteni, vecini, colegi de grădiniță, colegi de școală și așa mai departe. Bun, noi de la toată lumea învățăm. Și cred că în spiritul și acestei energia solstițiului, care ne ajută să finalizăm niște moduri de a gândi, dar și în spiritul Crăciunului, este bine să începem să începem cu această schimbare. Toți oamenii și toate ființele din jurul nostru sunt profesorii noștri. Sunt ființele care ne ajută să ne învățăm lecțiile de viață. Acum, tendința noastră, așa cum spuneam, este de a judeca de la părinți că au fost traumele din copilărie la celelalte persoane și avem de multe ori atitudini de genul i-am spus să nu mai fac așa și face tot la fel. M-am supărat, m-am certat, am avut diverse atitudini. Și totuși nu se schimbă, se comportă la fel, mă face să sufăr, vrea să-mi facă rău, face lucrurile astea în mod special ca să-mi facă rău sau ca să mă supere, sau ca să-mi producă suferință. Arătând întotdeauna în exterior, deci arătăm cu degetul spre cineva. Aici este punctul de cotitură și este momentul să se facă în mod real această schimbare. Ceilalți nu sunt făcători de rău față de noi. Ceilalți sunt cei care ne susțin să ne schimbăm, să înțelegem de ce trăim anumite lucruri și să ne schimbăm în mod real. Dacă se vine cu un comportament și nu ne place, tendința celuilalt, pe premiza că noi n-am înțeles, va fi să accentueze comportamentul care ne doare. Să-l repete, să-l repete, să-l intensifice, să-l modifice într-un fel sau altul, să îl ducă până acolo unde ne doare foarte tare și teoretic ar trebui să avem reacție. Tendința de până acum, și este specifică planului 3D, dar este diametral opusă față de planul 4D, a fost să ne uităm și să tot îl criticăm pe celălalt că a făcut și că face. Și nu a fost, îmi asum, mă gândesc, văd ce am greșit, de ce mi s-a întâmplat, ceea ce povestim de câteva luni, de ce am trăit eu evenimentul ăsta. Păi l-am trăit pentru că m-a făcut cineva să sufăr. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Suferința a fost reacția pe care structura mea a dat-o ca să înțeleg că acolo este ceva de învățat.
Adică, în configurația matricei mele este o lecție de învățat și ca să pot să conștientizez lecția, trebuie să ajung la ea. E ca și cum am o carte și dacă să pot să o citesc, trebuie întâi să o deschid. Da? Dacă știu să citesc printre rânduri energetice, e cu totul altă poveste, dar asta nu e specific treiului, e specific dimensiunilor mai înalte. Și acolo nu mai avem cărțile tipărite. Dar ca să putem să înțelegem cum se ajunge la lecțiile noastre, se ajunge prin cei care vin să ne apese butoanele. E iarăși o expresie consacrată, toată lumea știe ce înseamnă. Aceste butoane înseamnă, aici este o lecție de învățat, aici este o lecție de învățat, apucă-te și învață-le. Dacă nu ne apucăm să le învățăm, ele tind să devină din ce în ce mai grele și să preseze din ce în ce mai mult, să producă suferință, să producă panică, să producă grijă și să producă o stare permanentă de frică. De ce? O să urmeze la fel, o să urmeze suferință. Nu poți să ieși din situația asta, dar să vezi că o să fie și mai greu. Ai să vezi că, uite, nu vrea să înțeleagă, orice i-aș spune nu vrea să schimbe. Deci se petrece la nivel individual, la nivel de colective mici, la nivel de colectiv maxim. Da? E același tipar. Ceea ce avem noi de înțeles este că dacă ceva se petrece, avem de lucrat cu noi. Și matematic, în momentul în care noi lucrăm cu noi, lucrurile se schimbă pentru că noi ne poziționăm altfel față de ele. Da? Uite, cana asta, dacă o privesc eu, îi văd toarta în partea mea dreaptă. Uh-huh. Dacă tu o privești, vezi toarta în partea ta stângă. Stângă, sigur. E aceeași cană. Asta este diametralitatea pe care am putea să ne o luăm ca reper. Că în momentul în care stăm într-o anumită poziție vis-a-vis de o anumită situație, avem o optică care reflectă punctul din care privim. În momentul în care noi ne schimbăm punctul de observație, atunci se schimbă și atitudinea noastră. Pentru că vedem altceva. Și reacția noastră va fi față de noua imagine pe care o vedem. Deci exact ceea ce ai spus, că este vorba de percepție, percepția asta este dată de punctul observatorului. Unde stă observatorul și cum își reprezintă ceea ce vede, imaginea pe care o percepe. Sau situație, sau persoană, sau ceea ce percepe. Da? Și atunci, primul și cel mai important pas pe care îl avem de făcut astăzi este să ne schimbăm punctul de observație vis-a-vis de rolul celorlalți în existența noastră. Care cred că ar putea să fie efectul unei astfel de schimbări? Păi, uite, dacă tu te uiți la cineva și l-ai văzut la un moment dat într-o formă negativă și pe urmă te poziționezi în altă parte și îl vezi pozitivă, care e reacția din interior? Ce simți? E o întrebare destul de complicată, pentru este. Că, indiferent de poziționarea lui, voi avea într-un fel o reflexie a mea, ceea ce gândesc eu atunci. Înțelegi? Vezi că noi suntem așa interconectați, nu putem unul fără celălalt. Și cred că în atâta timp de când facem noi emisiunea asta, oamenii au înțeles că nu se poate. Să trăim singuri. Până și, cum să spun, și cei care sunt și sihaștri. Da. Noi căutăm, mergem la ei să luăm de acolo înțelepciune. Ei pentru asta stau acolo. Perioada asta, sper eu, și simt așa cât mai interacționez cu oamenii că au început să se schimbe. Foarte mult și foarte frumos. Da, da. Să fie mult mai profunzi. Foarte puțin mai mușcă așa din știre la prima vedere. Foarte puțin. E ceea ce spuneam cu cele două știri contradictorii. Aceeași la 80 de grade, da. Da, e că trebuia să dureze atât cât a durat ca să...
să înțelegem, să putem trece clasa, știi? Da? Este, iar românii sunt foarte receptivi. Știm că dintre cei mai receptivi, pentru că își folosesc sufletul. Mult. Și am avut și în istoria noastră perioade destul de asemănătoare, nu chiar așa, dar am avut. Au fost perioade în care a trebuit să citim printre rânduri și la un moment dat chiar, știi, mi-aduc aminte de primii ani după Revoluție când era voie, da, era libertate de exprimare și totuși dacă mergeai la teatru sau la film, încă mai erau lucruri spuse voalat și zic, uite, parcă nu reușim să fim firești, știi? Da, să ieșim din tipar. Da, când am reușit, am luat-o de la început. Da, nu e rău. Oare de ce? Totdeauna este, dar este de, pe o altă treaptă. Alt nivel, așa este. Alt nivel. Așa este. Dar știi, se zice că fiecare șută în fund e un pas înainte. Da, e un pas mare înainte. Și dacă acum niște ani puteam fi păcăliți mult mai ușor, acum, clar, nu. Așa da, e. Este și totul, deci tot ceea ce se întâmplă, vezi că totul te aduce în tine. Întotdeauna. Până la urmă, ăsta este, indiferent cât te-ai raportat la ceea ce ai, ceea ce ai sunt lucruri care țin până la urmă de o anume conjunctură în societate, azi le ai, mâine poți să nu le ai. Ideea este cât ești tu de mobilat sufletește, cât ești tu de puternic. Așa e. Pentru că aici din nou spun, atunci când rămâi fără nimic în jurul tău, ce faci? Te duci la un duhovnic. Că dacă stai să te uiți, el n-are nimic. Dar el are puterea să te îmbărbăteze pe tine și să-ți spună ce ai de făcut, să te facă să te aduni. De ce? De unde îi vine puterea lui? Din credință. Credință pe care putem să o avem toți și ar fi bine să o avem toți. Și credință care, de fapt, ne împuternicește pe fiecare dintre noi pentru că ne reconectează la Dumnezeu. Eu cred că asta ține acest popor. Această credință care este practic genetică, face parte din el, din ființa lui. Am fost creat în legătură cu Dumnezeu, am fost creat de Dumnezeu și am fost păstrat un timp în legătură cu Dumnezeu. Apropo de ceea ce spuneai cu tihăstria, Dumnezeu i-a făcut-o pe Eva lui Adam ca să nu fie singur, i-a făcut-o de ajutor. Uh-huh. Da? Ceilalți pentru noi sunt ajutor. Și e bine să înțelegem că asta reflecta, deci al doilea om, deci cel care este lângă tine, al doilea sau poate să se multiplice până la N persoane, este de ajutor. Nu este venit ca să facă rău. Din experiența la care am tot făcut noi referire, ca să înțelegem că acolo se găsește toată istoria. Ceea ce a făcut Eva a dus spre cunoștința binelui și a mai ales a răului, că binele se putea cunoaște și din armonie în grădina raiului, dar cunoașterea răului. Dacă noi n-am fi cunoscut răul, n-am fi putut să-l integrăm. Ceea ce s-a petrecut de-a lungul mileniilor a fost să începem să integrăm partea de rău, pe care noi o numim de fapt parte de rău, ea fiind de fapt partea de lecții pe care noi le aveam de învățat. Este partea de gol din structura noastră. Dacă noi ne învățăm lecțiile, înseamnă că n-am trăit degeaba toată perioada asta. Lecțiile le-am învățat cu ajutor. Da? Adică dacă am fi fost tihaștri, fiecare în lumea lui ar fi trăit funcție de condițiile de mediu în care ar fi trăit, își genera un anumit comportament de viață, dar de necesitatea de a supraviețui. Și își crea o optică proprie legată de viață. Uh-huh.
Da? Unii puteau să se bucure de ceea ce văd, alții puteau să fie într-o suferință continuă, alții într-o văicăreală continuă, alții într-o admirație pentru frumusețe, alții într-o plângere de vitregia sorții. Deci fiecare putea să creeze funcție de optica lui asupra aceleiași realități și fără să fie vorba de o realitate inoculată, de iluzie. Deci putea să își creeze propria optică funcție de cum percepea realitatea din jur. Prezența unui ajutor este, de fapt, oglinda de care avem fiecare nevoie ca să poată să ne scoată la iveală punctele nevralgice, respectiv lecțiile pe care le avem de învățat. Și aș vrea să mai punem puțin în discuție o temă foarte importantă pe care o sugerez iarăși ca temă de analiză în aceste zile. Dacă fiecăruia dintre noi, hai să punem întâi de la condițiile de viață ale fiecăruia dintre noi. Deci suntem într-o societate în mileniul al treilea, secolul 21, al erei noastre, după niște mii de ani de civilizație, de anumite orânduiri sociale, după milioane de ani de existență, după miliarde de ani de existență a planetei. Ok, deci există un istoric. Noi, în momentul ăsta, ca ființe umane, am ajuns la un anumit context existențial. Adică avem anumite cadre, avem locuințe în care trăim, avem haine cu care ne îmbrăcăm, avem hrană, avem familie, avem copii, avem rude, avem servicii, avem impozite, avem pensii, avem, mă rog, tot ce avem. Bani avem sau nu? Dacă cineva ar fi venit și ți-ar fi spus la un moment dat, acum un an, doi, știi, de mâine ar trebui să te gândești așa, nu mai ai nevoie de bani, nu mai ai nevoie nici de casă, nu mai ai nevoie nici de familie, nu mai ai nevoie nici de. Care ar fi fost reacția? Nu știu, de eliberare. Și te-ai fi gândit să lași familia, casa, bunurile, pe serviciu și să te duci undeva în Sihătria? Nu. Da, te-ai fi gândit că rămânând în cadrul existențial în care ești, poți să te decuplezi de atașamentele pentru persoanele dragi, pentru bunuri, pentru bani, de grija zilei de mâine, de grija plăților la datorii, credite, impozite și astea. Te-ai fi gândit? Pentru că am vârsta pe care o am. N-am cum să înainte mă gândesc la... Să fie ani frumoși. Da, pentru toată lumea. N-am cum să nu mă gândesc la ceea ce am trăit înainte, la ceea ce ni se spunea înainte. Vezi, neatașarea asta de bunuri și lipsa lor, lipsa posesiei, practic, adică să le poți avea în folosință. Exact, a posesiei, da, da, atașamentul, da. Era unul dintre dorințele, principiile comuniste, de a avea fiecare după nevoi și de a nu fi proprietari, de a folosi. Pur și simplu. Mai că asta este utopic. Lucrurile astea nu se pot întâmpla atâta timp cât, nu știu, viețuim aici pe pământ. Pentru că aici fiecare om, oricât ar fi el de înălțat spiritual, este atașat de bunuri. Așa e. Asta ar fi cel mai mare salt în conștiință, să reușim de mâine doar să folosim lucrurile. Știi, să le folosim și să le lăsăm mai departe altora, să nu ne comportăm ca proprietari, că practic nu suntem proprietari pe nimic. Exact. Dar asta ne place,
Ne place să și uite, ne punem toată viața și tot sufletul și toată tinerețea în slujba acumulărilor, da? Și de fapt ce acumulăm? Știi cum e, ne naștem goi, plecăm goi. Adică poate să fie ne place să ne luăm la o căruță care nu duce niciunde. Dar avem impresia pe perioada aia da, că suntem proprietari, că noi nu deținem nimic. Da, e cum să spun, așa o schimbare, nu știu dacă o să se întâmple prea curând, totală. Pentru că nu se poate întâmpla. Teoretic fiecare suntem buni să vorbim, să țesem pe zona asta, dar mâine dacă vine cineva la poartă și zice de mâine casa e a mea, ieși? Exact. Asta era întrebarea reală. Cum ai fi zis? Da, te-o dau? Depinde și aici de context. Dacă aș ști că nu am altă alternativă, probabil că nu m-aș opune. Dar dacă știu că există o alternativă, bineînțeles că... E uman! E uman! De ce? Nu e altfel decât toată lumea. E clar că fiecare... Nu suntem altfel. Nu, eu tocmai asta vreau să evidențiez. Modul în care se petrec lucrurile, funcție de modul în care noi vedem realitatea. N-aș merge până într-acolo încât, Florentina, s-a întâmplat în țara asta în decursul timpului și periodic, cum să spun, uite, gândește-te la naționalizare. Asta, de proprietării. Am rămas exact, fără averi, fără fabrici, fără case. Astăzi te-ai culcat bogat și mâine te-ai trezit sărac. Unii au rezistat și au luat-o de la început și au construit din nou. Alții au ajuns să-și termine cu viața. N-au putut să treacă peste. N-au putut. Acum, fiecare cât de mult este legat, știi? E bine să reușești să păstrezi un echilibru și aici. Înțelegi? Pentru că cred că atunci când ajungi în ultima zi, dacă te întreabă cineva ce ți-ai dori, nu cred că ți-ai dori să pleci cu casa după tine. Cred că ți-ai dori o zi să mai stai cu ei tăi. Așa e. Și o zi în care să te bucuri de cei dragi. Să te bucuri de iubire, să dăruiești iubire, să primești mângâiere, să dai mângâiere. Așa cred că la toți pe care i-am văzut plecând mulți în ultima vreme, bucuria ar fi fost iubirea. Pe de altă parte, nu pot judeca oamenii care chiar, nu aș spune chiar sacrificiu, pentru că atunci când faci un lucru cu dragoste, nu îl văd ca un sacrificiu. Dar vezi noi, cum suntem noi construiți această umanitate. Și aici să știi că mă refer clar la români, pentru că afară mai puțin oamenii sunt atât de aproape de copii. Și când spun aproape de copii, chiar până la exces, românul vrea ca să-i paveze drumul copilului. Da? El muncește, chiar dacă știe că nu se mai poate folosi de ceea ce face, dar vrea copilului să plece de la mai ușor, să nu mai ia ca el de la greu. E, lucrul ăsta nu prea se întâmplă în țările de afară și uite-te la oamenii care au posibilități mari. Și nu fac acest lucru, nu știu dacă e bine sau e rău. Pe undeva, probabil că e bine și copilul ăla să o ia de jos și să își construiască singur. Dar poate că nouă ne-a fost foarte greu, totdeauna ne-am dorit să fim și noi ca afară, deși astăzi eu spun nu doresc o țară ca afară, eu doresc o țară ca a noastră și să ne trezim noi și să facem exact ceea ce simțim, ce au făcut ai noștri. Știi? Da. Mă gândesc la acea generație care a construit imediat după război. Și dacă te uiți în jur și vezi cât de bine a fost construit și cu cât suflet a fost construit, eu asta îmi doresc. Generații ca atunci. O generație puternică, călită de pierdere și care a avut puterea să renască. Exact cum spuneai ca pasărea Phoenix. Păi cam în punctul ăsta suntem acum, nu? Cam chiar în punctul ăsta suntem acum, din punct de vedere astrologic, noi aici suntem. Sigur. și nu e întâmplătoare nici discuția noastră, e clar pe aceeași direcție și pe aceeași temă. Îmi minte că am vorbit noi
prin aprilie, martie-aprilie, povesteam despre un clip cu ursoaică, care avea un puiuț și a urcat muntele, da, și ursulețul tot cădea și total lăsa. Da, exact. Apropo de comportamentul vis-a-vis de copii al celor din alte spații geografice, adevăratul ajutor pe care l-am putea da copilor este să îi lăsăm pe urce singur muntele, pentru că atunci știu să-l urce. Ce facem noi este pe undeva un fel de tamponare pe care mintea noastră tinde să o ofere, pentru că au fost aceste pierderi succesive. Deci am avut, nu mai am, trebuie să fac și să las copilului meu să aibă, pentru că eu am gustat, a nu avea. Și trebuie să-i dau lui să aibă. Am trăit suferințele și aș vrea copilul meu să nu trăiască suferințele astea, pentru că eu le-am trăit. În esență, le trăim ca să le învățăm, ca să învățăm din ele și ca să putem să creștem în mod real, să ne dezvoltăm și să ducem lumea mai departe și să o ducem spre bine. În ceea ce privește cel care ar fi bătut la poartă și te-ar fi spus că vrea să-ți ia casa, sunt aspecte diferite. Dacă a venit să o ia, că este nevoie pentru, să spunem, cum au fost situațiile de calamitate, e nevoie să se facă un spital undeva și numai unde să se țină persoanele afectate. E una, zici, da, vino și pe urmă rezolvăm. Dacă vine să o ia cu forța ca să își însușească ceea ce e al tău, este o mare plată pentru cel care face treaba asta, pentru că își asumă pierderi viitoare echivalente cu ceea ce a luat din exterior, nemeritat. Păi, vezi, aici pierde tot. Înțeleagă că în orice formă de guvernământ, greșelile pe care le fac cei care sunt la conducere, le plătesc oamenii simpli. Le plătește marea masă, nu ei le plătesc. Le plătesc oamenii simpli în timpul guvernării, după, în viața fiecăruia, deci dacă astăzi fac un gest, pot să-l plătesc mâine sau peste 200 de vieți. Dar nu rămâne niciodată neplătit. Mă refeream la această revenire da. În istorie și vezi că nu prea învățăm mare lucru din ele. Aici e povestea. Și o perioadă de asta de niște zeci de ani, de 60, 70, 80 de ani, o perioadă scurtă, ce e o perioadă ce înseamnă pentru oameni. E nimic. Chiar am uitat. Nici măcar nu n-am integrat informația, că aici e povestea. Lecțiile vin din ce în ce mai rapid, deci mai accelerat și mai intens, tocmai ca să ne forțeze să ne trezim. Să nu apucăm să trecem în altă generație și să uităm istoria. Pentru că ți-am zis, am văzut oameni care, copii care nu știau ce a însemnat al doilea război mondial. Ce e asta? Al doilea război mondial. Ce înseamnă? Deci n-a trecut un secol. Păi, eu cred că sunt mult prea departe. Sunt ca ei nu știu ce a însemnat Revoluția Română. Da? Bun. Și atunci, punem și problema... Și oricum vor citi altceva. Cum? Oricum din care citesc altceva. Așa cum și noi am citit despre Insurrecția Națională. Da. 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 Așa este scris de oameni. Da. Revenind la povestea noastră. Deci e bine să înțelegem așa. Deci lecțiile vin și vin și vin din ce în ce mai intens, pentru că noi avem nevoie să le învățăm. N-ar veni dacă nu am avea nevoie să le învățăm. Și n-ar mai veni dacă le-am învățat. Deci dacă n-am învățat la șoaptă, ni se vorbește. Dacă n-am învățat la vorbă, se tipă. Dacă n-am învățat la tipă, se urlă. Când se ajunge la urlete, ne doare. Și e important ca noi să depășim faza asta de durere, pentru că setarea noastră este să evităm durerea. Și atunci începem să facem căutarea. De ce mă doare? Cum să fac să nu mă mai doară? Ar trebui să mă vindec. Bun, vindecarea constă în orientarea către noi înșine și în ruperea de
modelul de până acum, în care toată lumea era de vină de ceea ce mi se întâmpla mie, în care nu trebuia să sufăr, n-aveam motiv, n-aveam de ce, nu e corect, celălalt greșește și nu înțelegeam că, de fapt, ceea ce mi se întâmplă ca să pot să mă corectez eu. Din punct de vedere al conducerilor, știi că povesteam noi data trecută și acum două dăți despre criminal și naiv, care erau frați, în esență. Deci Cain și Abel au fost frați. Deci Cain a devenit el primul criminal al istoriei, dar era frate cu Abel, care a fost naivul pe care propriul lui frate l-a omorât. Bun. Lucrurile astea sunt informații care trebuie să ne dea de gândit. Deci poate să ne dea lovitură de granție și cel de aproape. Și ca să nu se întâmple treaba asta, e nevoie să învățăm lecțiile, e nevoie să fim prezenți, e nevoie să lucrăm cu noi înșine și să ne conectăm la Dumnezeu ca să putem să înțelegem care este existența, cadrul existențial și ce avem de făcut. Pentru că, în esență, ne ducem viața dincolo de ceea ce avem noi de făcut ca ființe și considerăm că ce avem de făcut este să ne ducem să lucrăm într-o instituție, într-o fabrică, într-o zonă agricolă, unde avem noi de lucrat, și să producem ceva care nu ne aduce neapărat un plus. Da, pot să înțeleg cum se folosește o mașină agricolă, foarte frumos și util. Pot să înțeleg cum se face o cultură, pot să înțeleg cum se face o rochie, pot să înțeleg cum se face o mâncare sau cum se cultivă o legumă sau cum se culege. Sunt lucruri pe care, orice învățătură pe care o avem, sunt lucruri care sunt necesare și care ne ajută. A privi la natură cum se descurcă și cum își gestionează resursele ca să poată să supraviețuiască este marea carte de învățătură pe care, de fapt, Dumnezeu i-a dat-o lui Adam și apoi și Evei să învețe din natură. Pentru că acolo aveau răspunsurile pentru tot ceea ce înseamnă creația și modelele existențiale. S-a preferat altfel de învățare. E ok, s-a derulat toată etapa asta, dar etapa asta s-a terminat. Deci noi suntem în această perioadă în care această etapă de învățare este pe punctul ei terminus și ca să poată să se ducă mai departe omenirea, e nevoie ca noi să reușim să scoatem la suprafață ceea ce suntem noi cu adevărat. Pentru că, uite, vorbeam cu niște prieteni foarte dragi, stăm, de pildă, într-un serviciu care nu ne aduce un beneficiu sufletesc. Nu ne place neapărat. Deci majoritatea nu lucrează sau nu face ca activitate ceea ce aduce mulțumire sufletului. Oamenii nu se orientează. Vreau să țes. Foarte bine. Mă apuc să țes. Da, dar nu se mai poartă să țes eu. Trebuie să se țeasă la fabrici, la uzine de țesătorie. Fabrici de țesătorie. Ok, dar dacă mie îmi place să țes, asta mă definește pe mine. Sau poate să-mi placă să cot goblen, sau poate să-mi placă să pictez ceramică, sau poate să-mi placă orice. Uite, cum ai tu pasiunea pentru pictură, da? Și talentul și darul de a face, de a înfrumuseța locul. Te-ai dat voie să faci lucrurile astea și asta a fost un mare dar pe care l-ai oferit sufletului tău. Majoritatea oamenilor nu-și fac daruri de suflet. Nu fac ceea ce le place. Din lipsă de timp și din lipsa de orientare spre sine. Deci nu mă uit la ceea ce îmi place mie să fac. Mă duc la serviciu 8, 10, 12, 14, 16 ore cât mă duc și fac acolo ce am de făcut ca să câștig niște bani, dar eu nu sunt acolo. Unde sunt eu? Tot ceea ce s-a întâmplat acum, deci eu aș lua, uite, știi că povestea și Iulie de perioada anului trecut când a decis să facă un reviriment radical în viața ei și să renunțe la o activitate profesională care nu-i mai aducea satisfacție sufletească și să se orienteze spre ceea ce îi plăcea. Este una dintre direcțiile pe care le sugerez majorității. Să înceapă să se gândească la sine și să înceapă să se gândească, bun, dar deci dacă am stat în izolare, ce am făcut? Am avut posibilitatea de a mă uita la mine.
de a înțelege ce îmi place și ce nu-mi place. Vreau să fac lucrul ăsta sau nu? Dacă se întâmplă un alt lucru, se produce o perioadă de, eu știu, tensiuni, ce am de făcut în viitor? Eu aleg. Dacă sunt anumite relații tensionate, ce am de făcut? Eu aleg. Deci asta este punctul final al discuției noastre de astăzi, că presupun că timpul nostru s-a cam scurs, nu? Ar fi bine ca fiecare să înceapă să se gândească la cine este și ce vrea să fie. Și de aici va decurge și ce va face. Vreau să închem cu câteva versuri. Multe trec pe dinainte, în auz ne sună multe, cine ține toate minte și ar sta să le asculte. Tu așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când cu zgomot te deșarte, vreme trece, vreme vine. Vreme vine. Cât de frumos este scris. Am vorbit acum, da, un secol și eminent. Exact. Dacă stai să gândești un pic în profuzie, nu s-a schimbat nimic. Fiecare în perioada lui a crezut că este la un capăt de drum și că de aici încolo nu știm către ce mergem. Da, lucrurile trec. Este foarte important ce urme lasă. Da. Da. Și să lase urmă, pentru că și poate urma din exterior este sau nu este, e importantă pentru a ajuta pe ceilalți să învețe. Dar foarte importantă este urma pe care o lasă noi înșine, pentru că noi cu aceea plecăm de aici și cu aceea ne reîntoarcem și cu aceea mergem în existențele noastre. Așa este. Da. Pentru că o să fie niște zile libere, pentru că la un moment dat trece și nebunia pregătirilor și, cum să spun, îți trebuie și un pic de hrană pentru suflet. Da? Eu le recomand cu toată dragostea prietenilor noștri, dacă nu au achiziționat, să achiziționeze cărțile, să citească. Cărțile sunt cei mai buni prieteni. Știi? Cărțile nu prea te trădează. Cam deloc. Și sunt acolo de câte ori ai nevoie. Și doar să ne învețe, nu să ne... Exact. Și dacă la o emisiune te uiți și a trecut, o carte o ai în raft. Și de câte ori ai nevoie, o răsfoiești și îți răspunde întrebărilor pe care ți le pui. Uite, o să le spun prietenilor și numerele de telefon unde te pot găsi: 0722 908 037 sau 0728 079 116. Doar la SMS sau comandă pe site, însă doar până mâine dimineață este ultima livrare, că se intră în vacanță. Deci intră și colega mea de la livrări în vacanță până pe 10 ianuarie și nu se poate să te facă livrări. Deci ce te face astăzi, astă seară până spre dimineață, cu mare bucurie vor fi livrate și cu dar de suflet să fie pentru fiecare și să ajute. Cu siguranță ajută. Îți mulțumesc. Ajută. Eu o să mă retrag și te las pe tine cu meditația. Am înțeles că astăzi este ceva absolut special și eu vă urez să aveți fericire în suflet și putere în trup, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine și rămâneți cu Florentina. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc ție și doresc toate zilele binecuvântate. Și, și ascultătorilor noștri și cititorilor, bineînțeles, cu toată bucuria să fie bine pentru toți și sărbători chiar cu bucurie și cu lumină să fie. Și cu o sugestie pentru cine dorește, ar putea să-l invite și pe Iisus la masă, masă de Crăciun. Eu cred că toți românii, am convingerea de fapt, că toți românii vor sta la masă cu Iisus. Și pot să pun acolo un pahar cu vin și o farfurie cu ceva de gustat. Și pentru cei plecați. Mulțumesc tuturor cu multă iubire. Are un miros ca după ploaie. Ei, mie îmi place foarte mult, am sentimentul că natura e curățată, că inhalezi un aer cât se poate de curat, de ozonificat, da? Și în condițiile în care ai această percepție în propriul birou, îți creează acea zonă de confort, să o numim așa. E un aparat care eu l-aș mai cumpăra o dată. Bună seara!
Și bine ne-am regăsit din nou pe coridoarele magiei de data aceasta, pentru că vă propun să trăim în această seară, în această călătorie, adevărata magia Crăciunului. Poate o să vă întrebați ce înseamnă magia Crăciunului. Ar trebui întâi să plecăm de la semnificația Crăciunului. Nașterea celui care a venit să ne învețe iubirea. Nașterea Mântuitorului, nașterea lui Iisus Hristos. Cel care a venit să ne învețe despre noi, despre a fi și despre a fi iubire. Despre a arăta și celălalt obraz cu iubire și cu înțelepciunea. Despre a înțelege că suntem aici cu scop. Și despre a înțelege lumea care se manifestă și felul în care se manifestă. Și în acest context, o să vă invit să vă relaxați, așezați în cele mai confortabile poziții și să pornim alături de magi în călătoria către noi înșine, în călătoria către nașterea lui Iisus și renașterea noastră a fiecăruia dintre noi într-un mod nou, într-o lume nouă și într-o poziție nouă față de noi înșine. Și o să vă rog să inspirați profund și rar. De câteva ori. Aducând lumină în interior. Și lăsând să curgă în întreaga ființă. Ca o iubire fără sfârșit. O să vă rog să inspirați iubire și să deveniți lumină. Așa cum la începutul creației, totul a început cu manifestarea luminii. Și aducând în aceeași ființă lumină și iubire, ca un arc peste timp, lăsându-le să curgă în ființa noastră actuală, invit pe fiecare să se vizualizeze în două ipostaze.
Omul actual și omul de lumină și de iubire. Aș sugera pentru complementaritate ca omul actual să-l vizualizați pe partea dreaptă a corpului vostru și omul de lumină și iubire pe stânga, adică lumina să stea față în față cu golul nostru și golurile noastre să stea față în față cu plinul, pentru a se atrage și a se completa. Iar la omul actual vreau ca fiecare să fie conștient că imaginea lui actuală și realitatea actuală este rezultatul tuturor experiențelor de până acum și al tuturor interacțiunilor cu toate ființele, de toate tipurile cu care s-a interacționat. Și să las câtva timp să puteți completa această imagine cu toate experiențele și relațiile, conexiunile și trăirile, emoțiile, cu tot ce a însemnat lecțiile existențiale. Iar acum o să vă rog să lăsați ca acest om actual să se contopească în ființa voastră cu partea dreaptă a corpului, făcând un întreg. Timpul în care o să vă rog să lăsați acest om actual să conștientizeze că aici a venit să învețe, să se transforme, să evolueze și să se alchimizeze.
că toate întâlnirile cu persoane a orice tipuri de ființe sau cu evenimente au fost maestri de la care să învețe. Dați voie omului actual să conștientizeze că a venit să învețe. Și să se vadă dacă a învățat ușor sau greu, dacă a vrut sau nu, dacă a putut până acum sau va începe de acum înainte. Important este să crească. Și să se accepte. Pe sine. Pentru că neacceptarea de sine este măsura neacceptării celorlalți. Dar acceptarea celorlalți e posibilă în urma acceptării de sine. Privește cum omul tău actual, tu, omul actual, produci transfigurare în ființa ta, produci alchimizare, acceptându-te și iubindu-te așa cum ești. Iar când tu te-ai alchimizat și te-ai acceptat, vei simți poate întâi bunăvoință, apoi acceptare și poți să mergi până la iubire pentru toți maestrii tăi, pentru toți îndrumătorii și profesorii tăi. Indiferent că sunt evenimente, ființe sau oamenii cei mai dragi. Când reușești să accepti această alchimie, tu, omul actual, te poți integra în totalitate, în partea dreaptă a corpului. Și să întregești.
și să lași ca această schimbare să se facă în tine. Iar acum te invit să privești ființa de lumină și de iubire, care ești tu, poziționată în fața părții tale stânge a corpului. Simt iubirea. E iubirea dascălului care te crește. Și simt lumina care te învăluie. E lumina cunoașterii care te umple, care ocupă toate spațiile rămase goale. Și simți cum ușor, ușor lumina își face loc în ființa ta. Și unde s-a umplut, naște iubirea. Umplându-te și pe partea stângă a corpului, o să te rog să lași să fuzioneze cele două părți ale ființei tale, ale corpului tău, partea stângă și cu cea dreaptă, și să devii o ființă întreagă și completă. Cu toate atributele.
care abia acum formată, dezvoltată, poate să mulțumească cu recunoștință tuturor profesorilor din toate existențele și din trecut și din cea de acum. Tuturor și cu recunoștință, pentru că atunci când tu mulțumești profesorului tău, înseamnă că înțelegi meritul și munca și lecțiile pe care a venit să ți le ofere. Și dacă se învăța lecțiile, profesorul tău e eliberat din rolul de profesor al tău și va continua drumul lui acolo unde îl va duce legea firii și programul creației lui Dumnezeu. Pentru că tu ai creat viitorul luminos de înțelepciune, lasă ca în tine să se nască Iisus cu întreaga lui iubire. Până când simți că ți-a petrecut magia și că ai devenit iubire. Și când te simți iubire, o să te rog să conștientizezi starea de a fi iubire și de a rămâne iubire în totalitate și pentru totdeauna. Iubind frumos, iubind ceea ce e în jur, iubind întreaga creație și iubindu-te pe tine. Rămâi iubire. Și atunci când simți că poți, doar atunci când simți că poți, respirând profund de câteva ori, vei putea deschide ochii și te vei putea întoarce aici și acum, renăscut sau renăscută, cu iubirea lui Iisus, în întreaga ta ființă. Revin-o ca iubire. Și iar eu îți mulțumesc cu tot sufletul și cu toată iubirea pentru că te-ai dat voie. Și-ți doresc ca bucuria ta în aceste sărbători sfinte să fie primirea lui Iisus în tine. Sărbători sfinte cu toată bucuria. Bine v-am regăsit, oameni buni! Este prima filmare oficială de la mine de acasă. Vă invit la mine oricând să vedeți ceva cosmic, fiindcă cyberspace-ul meu, universul meu tehnologic, se mărește cu acest dispozitiv.
adus din cosmos. Nu este deloc o glumă, e vorba de o invenție rusească, militară, și vă spun de cosmonauți și de cosmos, fiindcă legendarul nostru cosmonaut, avem și noi românii un singur cosmonaut, în persoana domnului Dumitru Prunaru, el prezintă acest aparat în România, el l-a adus, să spunem așa, și trebuie să avem toată încrederea. Nu numai atât, eu de când îl am, văd că merge exact cum ați mai citit sau și eu mai mă documentasem pe internet. Adică vă ajută foarte tare cu tot felul de bacterii, de mucegai, tot ceea ce aveți dumneavoastră prin casă, vă incomodează și nu știți cum să scăpați de aceste nenorociri. Asta în ceea ce privește aerul. Deci orice fel de noxe din aer, robotul ăsta deștept, să spunem așa, le rezolvă. Nu mai stați cu frică în vremurile astea tulburi în care vă gândiți în fiecare moment că dumneavoastră sau membrii ai familiei dumneavoastră se pot îmbolnăvi oricând. Mai bine băgați în priză un imunocub și scăpați de toate problemele. Și veți simți exact aerul ăla de munte puternic sau aerul de lângă briza mării și de asemenea gustul alimentelor atunci când folosiți imunocubul va fi gustul ăla de pe timpuri, atunci când totul mirosea bine, avea un gust frumos și viața era foarte, foarte frumoasă și mult mai relaxată decât astăzi. Pentru sănătatea și siguranța familiei mele, eu am ales imunocub. Nu ratați imunocub, fiindcă nici nu știți ce pierdeți.